Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul meu de astăzi este medicul Crina Seceac. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Și vorbim astăzi despre prevenția cancerului. Doamna doctor, o să vă rog să-mi spuneți ce înseamnă screening. Screeningul în oncologie este, practic, diagnosticarea cancerului într-o populație asimptomatică, într-o etapă precursoare, să spunem, deci nu de cancer invaziv, și care presupune că atunci când avem și tratamentele eficiente, șansele de vindecare într-o asemenea situație sunt mult mai mari decât dacă depistarea s-ar face într-un stadiu avansat. Foarte multe cancere debutează fără simptome și simptomele apar numai în faze foarte avansate. Exact. Puteți să ne spuneți care sunt programele de screening care se desfășoară în momentul de față? Ca idee, nu există clar un program de oncologie la nivel național care să poată fi urmat de pacienți, nu de fapt de pacienți, de populație, că despre asta vorbim, de populația generală, asimptomatică. Există posibilitate și practic avem tehnici și investigații pe care le folosim cu scop de screening în cancerul de sân, în cancerul de col uterin, în cancerul de prostată la bărbați și în cancerele colorectale, posibilități de diagnostic, să spunem așa, precoce, în fazele asimptomatice. Deci, practic, în rândul populației care se consideră sănătoasă, să spunem așa. Deci, în rest, la celelalte tipuri de cancer, de exemplu și cancerul de plămân, nu sunt implementate, adică sunt tehnici care pot fi folosite, însă nu s-a dovedit a fi eficient un screening precoce sau, să spunem, populația generală. Vorbesc aici de radiografiile antice, să spunem, și mai mult de atât de tomografiile cu low dose, deci practic o computer tomografie low dose, asta în cancerul de plămân. Deci aici încă nu vorbim, se poate face într-o anumită populație de risc, dar nu este un program de screening, să spunem așa. Haideți să vorbim puțin pe rând despre cele existente deja. Începem cu sânul? Da. Deci pentru screeningul cancerelor mamare se face, este așa cum discutam și înainte de filmări, este încă în discuție exact vârsta la care ar trebui să debuteze screeningul cancerului de sân. La momentul de față se consideră vârsta de 40 de ani, momentul în care se începe mamografia. Până atunci, evident, consultul senologic, practic, anual și autopalparea sânilor de către persoana în cauză, care se face lunar, se pot face și anterior vârstei de 40 de ani, mai ales în condițiile unor factori de risc. Vorbim aici de cancere de sân cu antecedente familiale sau cu mutații genetice, cum este mutația BRCA. Dar asta este un pic extensivă discuția, dar la momentul de față, deci vârsta de 40 de ani pentru mamografie, consult senologic și autopalparea anuală, care se face prin autopalparea, ziceam că se face de către pacient, mamografiile prin decontare, să spunem așa, CNAS, în limita locurilor disponibile. În rest, asta e altă discuție, da, deja. Așa este. În rest, practic, pacientele pot să beneficieze, sau fine, femeile peste 40 de ani pot să beneficieze de acest tip de investigație în mai multe, peste tot în țară, de altfel unde există mamografie și inclusiv la noi în clinică, recent intrat, să spunem așa, pe piața mamografiilor, putem să facem acest screening. Dacă o primă mamografie la vârsta de 40 de ani ne arată că nu sunt probleme, la cât timp ar trebui să o repetăm? În mod normal se face anual. Deci aceste mamografii se fac anual. Acum există și discuția că ar trebui să le facem doar la 2-3 ani de zile, de exemplu. Dar aici cred că în funcție de situație se poate și particulariza. Dar, așa cum spuneam, autopalparea e foarte importantă, deci
femeia își cunoaște corpul și în principal este primul, să spunem așa, prima care poate să-și dea seama dacă este ceva în neregulă. Deci aici e vorba și de educația fiecăruia și practic de asta am ales să discut despre partea de screening sau de prevenție ca să putem să facem oamenii să conștientizeze că sunt lucruri pe care pot să le facă înainte de a apărea boala, să spunem așa, și sunt lucruri pe care, deci dacă e mai bine să previi, apropo de discuția asta, decât să te trezești într-o fază avansată a cancerului care are alt tip de tratament și șansele de vindecare sau, în fine, de prelungire la supraviețuire sunt altele față de stadiile incipiente. Cancerul de col uterin este un alt tip de cancer care poate fi depistat la timp dacă urmăm programul de screening. Da, și aici au fost periodic, în fine, așa numit screening național sau program de screening național, care presupune citologia sau, în fine, testul Babeș-Papanicolaou, care se face undeva la 3 ani după debutul vieții sexuale al femeii și care acum mai nou este dublat sau poate fi dublat în funcție de situație sau se alege testarea HPV, pentru că se știe că o bună parte din cancer de col uterin sunt determinate de această infecție cu virusul papiloma uman. La fel și aici în principal testările se fac anual și dacă sunt testări succesive, mai mult de 3 testări succesive care nu evidențiază modificări patologice, atunci se poate trece la o scanare, să spunem așa, sau în fine la o monitorizare mai spațiată undeva la 3 ani, 2-3 ani. Dar depinde și aici de diversi factori. La fel, până în jurul vârstei de 65 de ani se consideră perioada de scrinare, adică între 25 și 65 de ani, iar peste 65 de ani, la fel, dacă sunt 3 determinări negative, se poate, fie se renunță sau se spațiază dacă se dorește să se facă mai rar, la 3-5 ani de zile, dacă mai este cazul. Cancerul de colon este un alt tip de cancer care crește, da, care ca putea, și număr de îmbolnăviri. Exact. Și care oarecum ar putea fi identificat sau, în fine, ar putea fi identificate leziuni precursoare sau polipi care sunt la o bună parte din populație fără să fie simptomatici. Deci despre asta vorbim când spunem de screening. Practic, ceea ce se poate face ca și scrinare a unei posibile tumori, să spunem, în sfera digestivă, adică colorectal, este testul hemoragiilor oculte, care se face, poate se facă anual sau odată la 2 ani, însă nu este foarte specific, să spunem așa, că există și patologii care nu sunt canceroase, care pot să determine sângerare. Sunt colitele, sunt diverticulite complicate care pot să dea și sângerare. Bine, acelea de obicei au și o simptomatologie. De regulă asta se cuplează cu colonoscopia sau sigmoidoscopia la 5 ani, colonoscopia la 10 ani. Se recomandă după vârsta de 50 de ani. Astea la fel în condițiile în care nu avem la o anumită categorie de persoane, antecedente familiale, un istoric familial încărcat. Sunt foarte multe situații în care într-o familie avem de la bunic la nepot sau se sare peste generații, depinde de situație, același tip de sau localizare de cancer și atunci acolo, să spunem, verificările persoanei sănătoase cu ghilimele de rigoare până în momentul depistării unui posibil cancer ar trebui să se facă un pic mai des. Des însemnând 2-3 adică ani? Nu este chiar reglementat, deci ceva de la 3-5 ani de zile ar trebui să se facă o colonoscopie. Ne-a mai rămas foarte puțin timp pentru a discuta și despre cancerul de prostată. Cum poate fi prevenit sau descoperit în timp util? Aici, la fel, este valoarea PSA-ului, să spunem, care se poate face la persoanele, la bărbații peste 50 de ani.
care poate să aducă informație, în sensul că atunci când avem o valoare crescută a PSA-ului, ne poate sugera o posibilă patologie canceroasă la nivelul prostatei și să îndrumăm pacientul către, evident, investigații suplimentare, în principal biopsia prostatică, care trebuie să confirme dacă este sau nu un cancer. Că de altfel PSA poate să crească și în alte patologii prostatice și atunci lucrurile pot să fie un pic, cum să spun, supra-diagnosticate, să spunem. Dacă un PSA e mare, nu e obligatoriu să fie cancer, dar trebuie combinat cu biopsia, care să poată stabili cu certitudine. Ca să rezumăm, cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul de prostată pot fi depistate în fază incipientă dacă pacienții sau potențialii pacienți sunt puțin mai atenți la semnalele pe care le trimit organismele. Exact. Deci fiecare trebuie în principal să, dacă au sau nu au simptomatologie, deci screening-ul, cum ziceam, este la persoanele asimptomatice, dar fiecare dintre noi consideră că trebuie să ne căutăm cu ghilimele de rigoare anual sau măcar din când în când să mai trecem pe la un consult general, să spunem, ca să putem să identificăm. Și aici intră și investigațiile pe care le ziceam de screening pe fiecare. Există și pe alte tipuri de cancer posibile, ați văzut și pe melanoame sau, în fine, au fost programe prin dermatologie cu dermatoscopii, tot așa, pentru fel de screening, să spunem, al persoanelor pentru leziuni precursoare ale tumorilor de piele sau... Deci există și alte posibilități. Timpul o să ne spună pe ce anume și cât de multe investigații putem face și care sunt relevante pentru partea de screening, cu scopul de a scădea cât mai mult incidența tumorilor avansate, a cancerilor avansate. Asta este, de fapt, că din păcate ele pot să apară, dar să nu avem cancere avansate, cât mai în faze incipiente, care pot fi tratate curativ sau, în fine, cu mult mai mari șanse ca supraviețuirea să fie cât mai lungă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu drag. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.